Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu. Invitat astăzi în studio, doctorul Marcel Albean, medic primar, chirurgie plastică la Spitalul pentru Copii din Brașov, cu acte în regulă, doamnelor și domnilor. Bine ați venit, domnul doctor! Bine v-am găsit! Eu sunt direct pe buzele tuturor. Ce-ar fi de spus? Pentru că am impresia de vreo câteva zile că publicul larg, haideți să-l numesc așa, parcă a uitat și de politică, parcă a uitat și de nivelul inflației, bine, poate e și asta o tehnică, o metodă, dar nu face obiectul discuției noastre. Ce se întâmplă? Da, a fost o săptămână grea în care pentru medici, cel puțin, am început să ne regândim toți oare avem toți acte în regulă, oare suntem... Erau discuții complete pe temă dată, nu-i așa? Sigur, poate e bine din când în când să se revadă și să ne gândim că totuși excrocii atacă și domeniul medical. Am văzut. Trebuie să învățăm. Excroci cred că sunt în toate domeniile și vedeți că nici în domeniul medical aleg anumite specialități. Deci nu se duc la medicina... Unde se câștigă 2-3 lei, exact, da? Exact. Nu în urgență, nu în medicina de familie. Nu. Deci caut anumite specialități în care... Păi am văzut. Ginecolog cu câteva clase, chirurgie plastică, stomatologia. Dar și aici putem o discuție, da, pentru că sunt bănoase, să spunem așa, dar sunt bănoase și dacă știi ce ai de făcut. Și rulajul mare, contează, rulajul pacienților care să nu fie urgență. Așa, nu e bine, să vină doar cu o chestiune probleme care... Probleme cronice, cu... Deci ei urmăresc, știți, un om care n-are un serviciu constant și un program constant, are timp să gândească. Păi da, cine are multă treabă, nu stă să... Și nici face gărzi, vă dați seama... Și nici nu zâmbește poate în fiecare secundă și nici nu e foarte amabil în fiecare secundă, pentru că presiunea... Ca să-ți oferi serviciile și să ai disponibilitate pentru așa ceva, trebuie să ai timp. Trebuie să ai timp mult și să studiezi o strategie, că fiecare, vedeți, au o strategie pregătită cu minuțiozitate. Deci nu întâmplător ajung acolo, nu studiază probabil foarte atent cu și cu ce fel de oameni au de a face în contact, în colectiv. Adică să nu existe unii prea deștepți, ca să spun așa, da? Domnul, poate... Cu toate că în timp totuși apar colegi care au observat, vedeți, asistente, medici. Da, am văzut medici. Și în cazul italianului. Da, au fost oameni care au sesizat și au observat că omul ăla parcă totuși nu parcă e în regulă. Parcă nu știe să-și pună mănușile speciale. Adică lucruri elementare. Așa. Știți, noi în chirurgie, mi-aduc aminte din primii ani de chirurgie, din facultate, când profesorul ne spunea la Cluj că există gesturile mici care fac chirurgul mare. Sunt câteva mișcări în care dacă nu ai siguranță și nu ai... sigur că manualitatea se câștigă în timp. În timp, contează. Sigur că la un tânăr nu poți să-i ceri. Dar totuși, oamenii care vor să facă și au pasiune pentru asta, studiază foarte atent la mentorul lor fiecare gest, fiecare mișcare și încearcă să le întipărească cât mai bine. Mi-aduc aminte câte nopți îmi pierdeam făcând noduri, de exemplu. Marele profesor Juvara spunea la un moment dat că se întâlneau mai mulți profesori și chirurgi pe vremuri și ca să nu-și pierdă manualitatea în concediu sau unde mergeau câteva zile, serile stăteau și croșetau. Adică dexteritatea trebuia păstrată. Menținută. Ori lucrurile astea nu pot să nu le vezi când vezi că un om nu știe să-și tragă mânușile, nu știe să spele, nu știe să-și ia halatul. La noi, la examen, la chirurgie, în anul 3 la semiologie chirurgicală era probă eliminatorie. Nu intrai la examenul teoretic dacă la practic nu știai să te îmbraci, să te speli. Grupe întregi picau la examenul ăsta. Era foarte important, cu toate că pentru noi părea o banalitate la și profesorul absurd. La momentul respectiv. La momentul respectiv. Dar așa că motivele întemeiate. Pornea, de fapt, sterilitatea și curățenia de la astea pornesc, de la lucruri mici. Plus în sală, un gest nesigur, un gest care se vede că nu poate să țină bine după ce ani de zile un medic, dacă are 10 ani de chirurgie, trebuie să-l vezi că-și lejer, cu câtă lejeritate își mișcă mâinile la noduri, cu câtă lejeritate stă în plagă și își așează instrumentele, pe când unul care este stângaț în gesturi, îți dai seama este că... Este temător, ezită, exact. Are... Sau mai există o variantă cea mai periculoasă, curajul celui care nu cunoaște. Curajul nebunului. Da. Deci care se avântă pe termen, un teritoriu da. Necunoscut și nu cunoaște consecințele.
un om care cunoaște consecințe când ești într-o plagă operatorie, oricât de mic ar fi, există riscuri. Toate astea au incidente și complicații. Nu există nicio intervenție fără incidente și complicații. Dar un om care are experiență, care știe ce are de făcut, tot timpul e atent și fiecare mișcare e foarte atent studiată. Chiar se spunea la un moment dat un profesor de-al meu că mare grijă, ideal ar fi ca fiecare medic până la pensie să se comporte în fiecare intervenție chirurgicală ca și cum ar fi prima. Pentru că rutina e foarte periculoasă în domeniul ăsta. Nu există doi pacienți la fel, chiar dacă intri pentru aceeași intervenție. În momentul în care deschizi, așa cum discutam și înainte de emisiune, nu știi ce găsești. Nu știi ce găsești acolo și poți să ai surprize. Trebuie să fii pregătit pentru orice. Și ori pentru asta trebuie să fii studiat, să cunoști foarte bine anatomia și tot ce întâlnești acolo, doi, să cunoști patologia și trei, tehnică chirurgicală. Că dacă nu... Da, de asta experiența în medicină în general și în chirurgie nu poți să o câștigi în câteva luni sau săptămâni și durează atâția ani. Pentru că sunt atât de multe situații ca și în, uneori mai compar și eu cu circulația pe stradă. Nu putem trece în codul rutier toate situațiile în care ne întâlnim pe stradă, incidente și tot felul care de... Care apar pentru că la un moment dat... Foarte multe și n-ai sigur, de unde să legile... știi cum reacționează șoferul, cum reacționează pietonul, pe exemplu, pe care l-ați... Așa se comportă. Fiecare pacient are particularitățile lui de caz. Și noi ălea trebuie să le gândim și doar o experiență. Cu cât trec ani și ai întâlnit mai multe cazuri, cu atâta șansele de a te descurca mai bine cresc. Sigur că da. Domnul doctor, totuși într-un spital, da? Italianul, sigur, nevinovat până la o sentință definitivă, a lucrat într-un sistem. El n-a fost singur într-o clădire cu pacienții lui. Da. Acolo e un lanț clar, adică el nu putea de unul singur să facă lucrul acesta. Da, sigur, foarte important e colectivul în care intri, dar cum cred eu că s-a întâmplat în cazul acestui domn italian, cred că omul, bine, a încercat și în țara lui și în Italia, am înțeles, și să știți că în toate țările se întâmplă asta. A, bine, nu suntem oricât, noi nu suntem primii, unici. Da. Sigur, dar ei parcă prea mulți, sunt totuși, peste tot. De zile. Sunt peste tot, dar ei caută punctele unde există vulnerabilități. Și probabil omul a încercat să facă pași, își face niște copii cum au încercat și alții asta, să imite tot felul de documente, să le copieze și încearcă pe calea asta. Se duce la minister, e complicat. V-am spus, eu cu un dosar acum 4 luni m-am chinuit ca să-mi fac schimbarea unui punct de lucru. Adică deci, nu cine pe știe linia ce legală, chiar ai de umblat, de mers, de nu știu ce, chiar dacă delegi, să zicem, unui avocat sau altuia. Durează pentru că pașii trebuie să respecte. Exact. Cere documente. Și omul a văzut, doamne, s-a interesat. Finalul care? E nevoie de parafă. Care e finalul? Am codul de parafă și restul. Toată lumea consideră că nu poți să ajungi la cod de parafă fără dacă diplomă, nu ai în spate toți pașii respectați. Exact. Procedura și s-a dus direct la final. Și acolo cauți o persoană care o simți că poți să o păcălești. Apropo de vulnerabilitate, spuneați. Exact. Și o simțit persoana, a rezolvat-o repede și a luat parafa și din clipa aia, cam toți, când pui parafa pe masă, iară, poate e o scăpare a noastră, dacă vedem parafa, ăla sigur e medic. Ar trebui făcute verificări, acum dumneavoastră sunteți și la Colegiul Medicilor, poate ar trebui făcute verificări, așa, cum se spun, prevăzute clar, într-un act normativ, într-un... Deci, dacă vedem dosarele și documentele care se cer, eu cred că sunt suficiente. Dar toți pașii ăștia trebuie respectați de toată lumea. Deci, într-un singur, ca la orice lanț, dacă o verigă e slabă, undeva cedează, totul se duce. Dacă cineva acceptă un act fals, totul merge înainte, pe urmă. Nu putem, și la, vă dați seama, de exemplu, serviciul de resurse umane în spital, că acum eu am fost și ca director medical și am văzut când vin dosarele la examen. Așa. Le luăm, le verificăm, le verifică și resursele umane, chiar să știu exact dacă, în general, se cer copii. După diplomă, copii după aia și ei profită. Ar trebui originalul, nu? Și originalul ar trebui, poate, cel puțin la actele, de exemplu, de primariat. Nu poți să ajungi medic primar fără să fii făcut alelalte. Dacă ai ajuns medic primar și diploma de specialist și ai făcut un rezidențiat, ar trebui să fie originalul și ținut într-un loc.
Nu? Că atunci, pe ai vremuri, așa era. A, și s-a schimbat. În clipa când au apărut spitalele private, de ce s-a schimbat? Că era cartea de muncă. Unde aveai cartea de muncă, aveai toate documentele în dosar. Și acolo era clar că nu puteai păcăli. În clipa în care a apărut și privatul, și poți să ai mai multe puncte de lucru. Au apărut și copiile. Toți au nevoie de copii, că nu poți să ții dosarul într-un singur loc original. Și atunci au apărut falsurile. Era simplu. Colectivul, cum ați spus, asta e foarte important. Hei. Depinde cum s-a făcut intrarea în colectiv. Sub ce presiune, așa că asta trebuie să mă o întrebare retorică, nu neapărat dumneavoastră, da? Depinde cum se face. Dacă te roagă un domn fost coleg sau un profesor, te rog, primește-l un rezident care îl știu eu sau... Pentru că sunt lucruri reale, asta se întâmplă și se întâmplă, trebuie medicină, să știm recunoaște. Toți. Bineînțeles. Și l-ai primit, să vedem ce face, cum e și dacă omul, de obicei excroce au multă disponibilitate, au timp, și diplomație, spuneam și diplomație, înainte de misiune și zâmbesc frumos, așa. Și foarte atent. Iar lumea în ziua de astăzi, uitați-vă că mulți întreabă și pacienții, cum nu au observat, păi lumea e grăbită, lumea vine interesată pentru subiect. Mulți pacienți de ai mei, de exemplu, se supără în mod normal, când un pacient vine într-un cabinet de consultație, nu numai la medicul de familie, oriunde. Că mulți astea spun, oriunde, chiar dacă are o leziune la unghie, de exemplu, sunt boli cardiace care pot să pui diagnosticul și pe baza calității unghiilor, da? Și atunci, obligația medicului este să-l dezbrace și să-l vadă, să-l consulte de sus până jos, că poți să ai multe surprize sau poate să aibă o boală de bază care, de exemplu, eu ca chirurg n-aș putea o face dacă el e cardiac sau descoperă operații făcute pe cord sau pe ficat și pe altele și el să aibă complicații grave care să nu-mi permită intervenția. Și atunci, corect este să-l văd. Ei sunt foarte revoltați. Cum? Adică mă țineți aici, am venit pentru o leziune la deget și mi-a teamă de zbrace în pielea goală, dar ce e asta? Deci, așa trebuie să fac. Așa ar trebui să facem. Și atunci toată lumea e grăbită, unde doare? Aici. Vrem să avem 10 pacienți pe cabinet pe oră. Dacă faci 10 consultații pe oră, n-ai timp. Bineînțeles. N-ai timp. Aia numai consultații nu. Plus că pacientul ar fi cel mai mulțumit în ziua de azi să stai să-l asculți. Pentru că el are multe de povestit, că citește și se documentează pe internet. Da, și vine la cabinet convins că știe ce are. Ori da, pentru mine, la stabilirea diagnosticului, uneori e mai important, poate, observarea directă decât să ascultați... Decât nu, ca aș nega. Nu, e bine, foarte important. Bine, omul spune ce simte. Să-l asculți. Ce simptome are? E una, dar să vă dea citate de pe, nu numai dumneavoastră, atât dumneavoastră, cât exact. Și colegilor, vă dea citate de pe. Și atunci se ajung la discuții din astea și lumea se îndepărtează. Iar dacă omul, sunt niște formule de întrebări, dacă un medic începe, pune țintit, vede cam ce vrea pacientul, am venit pentru injecții la față. Ia așezați, ia să vedem, da, aici, chiar aici. Asta voiam să vă... Nu mai discută nimeni de doctor, nedoctor. Un pic de cosmetică, dacă știi ce să-l întrebi, ce doctor extraordinar, ăștia sunt foarte atenți, un vocabular minim și te-ai descurcat. Repede facem o înțepătură aici, mai ales dacă îl simți, că mari excroci la asta se pricep. Îl citesc pe om și simte cam ce ar place lui. Pentru că și asta e un mare defect al pacientului. Bine. Pacientul, nu numai la noi, toată în lumea. General, omul modern ar vrea să-i spună doctorul ce-i place lui. Nu care e realitatea. Ce-i place să audă. Ce-i place să audă. Așa. Despre situația lui. Sau, în estetică, sunt multe controverse și sunt tot felul de discuții. Omul își creează, citește și e foarte bine pe o parte că se informează. Și, domn doctor, știți că eu am văzut așa și am văzut acolo și am văzut imagini și am văzut filme cu operații și eu vreau așa să ies exact ca aia sau ca el alt. Sigur că omul vine cu imaginea lui. Și atunci, dacă tu, ca medic, îi spui, da, domne, aia îți fac. Totul e perfect, totu-i scoate perfect, banul simplu, și s-a terminat discuția. Domne, păi am fost la un medic din România și ăsta mi-a zis, aia nu se poate, că nu-i corect, că numai atâta se poate. De fapt, ăla îi spune realitatea. Tatea, corect. Medicul da? Real, și da? Și atunci, și dacă zice că și prețul lasă puțin mai jos, gata, ăsta e. Deci treaba se rezolvă foarte simplu. Chirurgie plastică înseamnă injecții? Da, înseamnă și injecții. Înseamnă chiar... și injecții, nu doar injecții. Exact. Da? Înseamnă și injecții și mulți mă întreabă că de ce unii mari plasticieni își pierd timpul făcând injecții. Sigur că se fac și injecții. De ce? Pentru că ca și act în sine medical, injectarea nu e o mare problemă pentru nimeni. Aparent. Aparent. Dar consecințele și ce injectezi
sunt uneori groaznice. Ce complicații? Ce apar. Complicații. Substanțele trebuie foarte atent. Eu, de exemplu, când am învățat și am fost la primele cursuri care se făceau cu firmele care aduceau medicamentul respectiv, eu zic de toxina botulinică, de exemplu. Foarte atent. Interpretau, în primul rând, studia să vadă dacă ai pregătirea, cel puțin rezident, să fii de chirurgie plastică, și numărul 2, ca să-ți dea voie să mânuiești substanța respectivă, veneau cu persoane autorizate, cu specialiști în domeniu, primeau numai un anumit tip de specialiști care să facă asta, îți făceau instruirea și ți atrăgeau atenția despre substanță, despre proprietățile ei, despre concentrații, modul de injectare și riscuri. Dar grijă la ce persoane pot fi injectate, la ce persoane nu pot fi injectate. Și tot ce era despre complicații. E, în condițiile astea, ți se dădea autorizație, iar substanța nu era vândută decât cabinetului care avea medicul curs făcut de firma respectivă, autorizat. După care s-au pus în vânzare și acum asta vreau să vă întreb, deci pentru italianul ăsta a fost foarte simplu. Da, e foarte simplu, oricine ce farmacie își cumpără sau un depozit de medicamente și face injecții, ceea ce e groaznic. E groaznic. Pentru că, de exemplu, într-o injectare, o substanță injectată contează, de exemplu, în ce strat al pielii. Intradermic, subdermic. Dacă injectezi o mare cantitate unde vascularizația mucoasei sau a pielii este afectată și e o cantitate care bagă presiune mare, poate să apară o zonă de necroză și zona aia se strică. Exact cum apar a fost defect. În cazul italianului, doamna exact. Care... Și apare un defect. Defectul ăla, vreau să știu cum medicul stomatolog îl rezolvă. Cum îl rezolvă stomatolog? N-am auzit că medicii stomatologi facă transplanturi de piele. Și de tot... exemplu. Da, dar ei au dreptul să facă injecții. Să facă. Dar fiecare reparațiile pentru asta... Asta este complicațiile care pot să apară și ce faci în momentul acela. Toate incidentele trebuie să ajungă pe urmă la chirurgie reparatorie, la plastică. Și atunci, nu întâmplător, și microchirurgia, care e o tehnică și oricine poate să o folosească, nu întâmplător a apărut la plastică, nu întâmplător injectările și toate lucrurile astea au apărut la chirurgia plastică. Pentru că chirurgia estetică rezidă, de fapt, este o subspecialitate chirurgie reparatorie. Dacă ai experiență în chirurgie reparatorie, poți să faci estetică ușor. Estetica, eu zic că e mult, mult, de 10 ori mai ușor decât chirurgie reparatorie. Dar trebuie să știi pe... Dar trebuie să știi reparatorie. Ca să te poți... Și totuși, dacă apar complicații în estetică, atunci poți să ți le rezolvi singur. Dar dacă nu, trebuie să faci ești apel. Precum italianul, dacă tot discutăm despre acest caz, domnul doctor, există în rândul pacienților români încă mentalitatea de genul e medic străin, sigur e mai bun decât ai noștri. Din păcate, da. Din păcate și eu cred că în toate domeniile, nu numai, cred că am trecut prin toate în societatea românească, când mă gândeam la piețe, nu mai cumpăram decât mere din Spania sau din așa, Italia, da, numai da. Castraveți turcești și așa. Și acum am uit în piețe și pe roșiile străine, scriem roșii de nu știu care românești, pepeni de dăbulen, mere de voine. Deci s-a revenit. Oamenii s-au convins că nu tot ce nu e... seamnă, din import trebuie să fie cel mai bun. Da? Așa și cu specialitățile medicale. Asta nu înseamnă, Doamne ferește, că contest din toate țările pot fi specialiști categorie. Foarte buni. Eu m-am referit la ce gândești că da, oamenii, din păcate, bine, nu toți, sigur, se face dar... reclamă. Mâine vine un profesor cu tare din Germania care numai el face cu tare lucru. Mă rog, pentru reclamă toți își fac asta. Uitați, de exemplu, mă uitam în Franța, e interzisă reclama în chirurgie estetică. N-ai voie la reclamă, scrie peste tot, că e medic de familie sau medic de estetician, ai voie pe reclamă să scrii medic, atât la poartă. Cabinet medical. După aia te interesezi de detalii. Și vezi despre ce exact. E vorba. Și iată. Vezi detalii, pătrunzi înăuntru, discuți cu omul, adică la noi... Adică să nu te creadă omul după o reclamă pompoasă, bine făcută, bine filmată, bine regizată, da? Da. Lasă-l pe om să meargă să se convingă. Și ce nu e în regulă așa, domnul doctor? Nu știu. Cred că trebuie să privim foarte atenți toți, mai ales când e vorba de sănătate. Suntem atenți când ne cumpărăm mâncare, pentru că poți să cumperi cu euro mai multe sau mai puține. Citește eticheta. Suntem atenți la mâncare, la haine,
doamnele când intră în magazine stau ore în șir până și aleg o haină, nu? Majoritatea, poate au timp. Corect. La încălțăminte la fel, nu vorbesc de mașini, nu? Și atunci oare de sănătate nu tot așa ar fi corect? Chiar dacă ne ducem că un om care vrea chirurgie estetică e o persoană sănătoasă, de fapt. Ea vrea să-și modifice ceva în aspect. Eu le și spun de la început, când vor să facem o operație estetică, trebuie să ținem cont că dumneavoastră sunteți un om sănătos. Sigur că intrați într-un spital, vreți să vă faceți o corecție a morfologiei, da? Toate astea presupune multă, multă atenție. Deci trebuie să veniți sănătos, să plecați sănătos. Dacă facem analize și constat cea mai mică problemă, să zicem, în analizele de sânge sau ceva, vă duceți, vă tratați, noi de infecții nici nu intră în discuție. Da. Deci nu primim decât persoane sănătoase când facem corecții estetice. Oamenii fiind foarte grăbiți, vin din străinătate, știți, eu am 3 zile la discuție, vreau operație. Stau numai câteva zile, da. Îmi pare foarte rău, nu facem operația. Cum? Că eu plătesc dublu, triplu. Nu. Nu fac operația. Vorba, pentru eu că le dacă spun, ți se întâmplă ceva... Am și poate am pierdut foarte mulți pacienți în ultima vreme din cauza asta la cabinetul privat și la chirurgie estetică. De ce? Pentru că vin, îmi dau termene. Eu le spun, între noi se face un contract aici, sigur că da, care trebuie semnăm, respectat, trebuie respectat acord, și de mine și de dumneavoastră. Eu nu pot să vă garantez să obțineți ce doriți dumneavoastră dacă eu nu vă țin sub supraveghere 2 săptămâni. Da? Într-o pentru operație. Pentru că, apropo de ce spuneați mai devreme, nu știu ce poate să intervină să în acest complicat. Interval dacă și trebuie să intervină. Dacă dumneata vin zilnic în prima sună la control și apar mici complicații, eu le pot rezolva. Dar să nu te mai văd, nu. Nu pot să garantez nimic. E, aici apare o ruptură. De aici apar discuții și se pierd pacienți. Bine, lasă că ce credeți că sunteți? Mă duc eu la unul și imediat îmi rezolv. Și câștigă teren... Știgă. Și majoritatea găsesc reclame fantastice pe Facebook, se practică asta. Sunt colegi, din păcate, de ai noștri, dă-ne 2 paciente, te fac gratis, dacă mai aduci încă 3, repede și nu știu ce. E o afacere. Mă rog, fiecare are drept, e o piață liberă să-și gândească, dar când apar complicațiile, de obicei surprizele de la ăștia apar. Și cei mai revoltați, ăștia care nu stau să discute. De exemplu, eu la operație de estetică, cel puțin 2 discuții, trebuie minim 2 discuții cu pacient. De... Una, prima, în care facem, cum zicea domnul fost ministru Adrian Năstase, vin cu părerile lor și trebuie să plece cu ale mele. Corect. Vedem dacă cădem de comun acord asupra leziunii și o putem rezolva. Dacă ne înțelegem, atunci dau să fac analize, investigații și ne vedem din nou. Și abia la a doua. Și spun să-și noteze tot ce vrea să știe despre intervenție. Și iară discutăm și uneori, și bineînțeles, înainte de intervenție, când în spital ne vedem, și înainte de anestezie, iar discutăm. Dacă n-ai 2-3 discuții și așa uneori nu-i destul. Pentru că oamenii s-ar putea să nu înțeleagă. Unii sunt emoționați, unii sunt... Și poate că nu percep cantitatea de informație în integralitate. De și exemplu, atunci, vă dau un exemplu repetăm. Foarte simplu. O operație la nas, da? De corecție. Un nas este considerat vindecat din punct de vedere estetic la un an jumate. Un an jumate. Ori pacientul vrea să se reinsere social cât mai repede. El, 200 eu pot stau, mă duc la servicii. Da, nu o să fie dezastros, nu o să arate mai urât ca înainte, dar ceea ce vrei dumneata îmbunătățire se realizează într-un an și jumătate. Va dura. Și au fost paciente care au venit după 6 luni, domne, că știți, încă nu sunt mulțumită. Domne, dacă te duci, nici că mă duc la alt chirurg în Italia unde sunt eu foarte bine. Și vii și îmi spui peste un an jumate dacă te-a operat cineva mai devreme. Nu. Și la un an jumate când am venit, domne, e perfect, sunt mulțumită. Păi da, dar iată că probabil n-au răbdare exact. N-au răbdare și dacă un coleg face rabat la o chestie din asta, imediat pierd. Pentru că nu există. Poate un caz, 2 îți scapă și merg. Poate ai noroc. Poate ai noroc mai mult. Păi și dacă n-ai? Dacă n-ai... Domnul doctor, multe de discutat pe această temă și se tot descoperă de la o zi la alta, ba fizicieni, falși fizicieni. Cazul acelei doamne care lucra la obstetrică, ginecologie, cu nu știu câteva clase, groaznic, deci groaznic. Pacientul ce poate să facă? Pentru că el n-are niciun fel de abilitate să spună, arată-mi diploma să văd dacă ești medic sau nu. Da? Pacienții, din păcate, au cel mai mult de suferit. Ce face fetița cu fragmentele de pansament în corp? Ah, bine, s-a externat, a avut o evoluție favorabilă după intervenția chirurgicală, deci a mers foarte bine. Sigur, a suferit o intervenție care nu-i plăcută, dar a fost o complicație care
din păcate, se întâmplă. Se întâmplă și nu este singurul caz, discutam și înainte de a începe emisiunea că peste tot în lume sunt astfel de cazuri. Ce fel de trăiri sunt acolo în timpul intervenției chirurgicale, domnul doctor? Poate a uitat, poate o secundă a fugit gândul în altă parte, poate... Da. Din păcate m-am străduit când s-a luat interviu de urgență atunci după internarea fetiței și am încercat în câteva cuvinte să explic presei că se întâmplă acest incident, nu numai la noi, în toată lumea. Sigur că se fac eforturi ca să evităm astfel de... Și grav este când s-au uitat instrumente, pense sau ace sau lame de bisturiu chiar. Deci lucruri mult mai grave. Dar asta nu înseamnă că încurajăm să uiți ceva într-o intervenție chirurgicală. Dar acolo, într-o intervenție, vedeți, trebuie o disciplină, că mulți spun că chiar ca la armată. Sigur, trebuie multă disciplină în toată sala de operație și în toată medicina. Păi îmi povesteați înainte de emisiune că, de exemplu, dacă sunt pansamente, ele sunt numărate până când operația este închisă. Exact. La noi, cel puțin, închisă, în bloc operator, și am văzut și în străinătate, tot așa se practică, fie asistenta care, asistentele instrumentale, își pregătesc 10 sau 5, în funcție de cât de mari sunt, în care și le leagă și le numără, intră cu atâtea, pun să pe masa de operație, când se termină intervenția și urmează să se închidă, întreabă ajutorul de pe margine: domnule, câte s-au aruncat? Le numără câte au căzut. În străinătate chiar le aveau un panou pe care își notau tot ce s-a folosit și să se știe exact. Oricum trebuie făcut și un inventar al consumului. Ca să știe exact cât exact. Și nu închizi intervenția, operația, până nu vezi că toate compresele folosite le ai pe margine puse la gunoi. Și asta înseamnă siguranță. Și atunci, siguranță. O măsură simplă până la urmă. Știți, e respectată. Sunt situații acum, sunt ipostaze diferite. Sunt operații de urgență în care intri foarte repede, bolnavi care sângerează, situații dramatice în care trebuie să iei hotărâri în câteva secunde. Aici trebuie foarte, foarte mare atenție. Chirurgul mâna întâi nu poate să fie atent și la ce face mâna a doua și la ce face mâna a treia. Sigur, noi avem niște reguli. Instrumentele trebuie așezate într-un anumit fel pe masă, ca să le vezi, să le numeri în permanență. Compresele stau într-un anumit loc. Deci toate trebuie reguli. Regulile, când se respectă, nu ai surprize. Indiferent cât de mare intervenția, trebuie mișcări sigure, atente. Să înțelegem că în cazul fetiței n-au fost respectate regulile. Probabil. O regulă minimă nu s-a respectat sau un ajutor sau cineva. Ce se întâmplă? Pot fi cazuri când, mai ales în operația de apendicită, intri cu o pensă mai lungă și între intestine se adună lichid și vrei să-l scoți. Nu întotdeauna se intră cu aspiratorul sau așa, când e cantitate mică. Și atunci se ia un tampon sau o compresă fixată bine în pensă, se intră între ele. Intestinele au mobilitate fantastică. Dacă a luat două de pe masă și a intrat cu ele și când a scos unul. Doar și unul au rămas. Și e foarte greu. Dacă vrei să o găsești, trebuie să deschizi toată burta să o cauți. E foarte greu. Deci, atenție foarte mare. Într-un moment, probabil, când se grăbeau, poate să spună și anestezistul: doamne, stai, fii atent, că ăsta sângerează, fii atent că nu e bine cu inima sau cu ceva. Și asta poate influența evoluția intervenției. Da. Deci sunt incidente care e foarte ușor de comentat de pe margine și foarte greu când ești implicat acolo. Când ești implicat direct. Domnul doctor, v-aș mai asculta cel puțin încă o oră. Nu mai avem timp. Vă mai aștept și cu altă ocazie. La Spitalul de Copii, 10 secunde, colegii mei o să oprească emisiunea. Nu sunt probleme deosebite în acest moment. Bună. Încă mai sunt șantiere să terminăm cu sterilizarea. Totul este ok. Vă doresc succes. Mulțumesc la fel. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi. Sunt Amelia Vulcu. Ne revedem joia viitoare. Până atunci, numai bine.